ne lungim cu vorba, dragi prieteni. Tot ce contează cu adevărat e în inimile voastre. Votați cu inima și nu uitați că doar împreună cu voi putem să fim minunați și să facem o Românie mai bună, mai veselă și minunată. Votați Rita Iurita președinte! Rita Iurita, Rita Iurita, Rita Iurita. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața? Îți place, place, îți place viața cu Verdini! Aceasta este o dimineață oarecare, doar o altă dimineață în care iubita mea îmi face și mie ceva de mâncare. Mulțumesc, iubito, te iubesc. Dar eu vă spun bună dimineața sau bună ziua sau bună seara. Nu contează, fiecare moment este un nou început. Îmi place foarte mult să spun asta. Vlogul de astăzi este un vlog interesant, pentru că vom avea un spectacol pentru o companie numită DSV. Ei fac transport maritim internațional. Steagul României, deci fii atentă. Tu acum candidezi pentru președinția României. Ok, președinția acestui stat liber, democrat. Democrat și trebuie să spui discursul final, da? Este cu o zi înainte de alegeri, ai un minut la dispoziție. Am nevoie de 3 secunde. Să nu ne lungim cu vorba, dragi prieteni. Tot ce contează cu adevărat e în inimile voastre. Votați cu inima și nu uitați că doar împreună cu voi putem să fim minunați și să facem o Românie mai bună, mai veselă și minunată. Votați Rita Iurita președinte! Rita Iurita, Rita Iurita, Rita Iurita, Rita Iurita. Să terminăm cu prostiile, sunt apolitică. Atenție, atenție, dar până și numele tău este potrivit ca un nume de conducător. Pare că... Doar dacă ne întoarcem în monarhie, mi-ar plăcea să fiu. Hai să facem verificare. Regina? Cum sună? Principesa? Când Verdini nu e acasă... Minunatele, joacă, joacă pe masă! Ia uite ce birou frumos aici și ea! Aha, aici și ea! DSV! Zici că sunt un unicorn, un unicorn, un unicorn, un unicorn, un unicorn, un unicorn! De Crăciun! DJ Bumba? DJ Bumba! Știți, și DJ Bumba este în pregătiri pentru Crăciun și mi-a spus că are o programare la electronist. Trebuie să-și mai pună niște beculețe, așa că haideți să-l aplaudăm încă o dată cât putem de tare și să oferim pupici dulci! Crăciun fericit și ție! La revedere! Pa, pa! Bun, acum cred că putem să aprindem... Am terminat spectacolul de astăzi, după 4 ore și jumătate, cam așa a durat. Am avut și program pentru adulți de close-up, au fost și minunații, a fost foarte frumos. Voi, n-aveți de unde să vedeți secvențe pentru că n-am filmat nimic. Cred că da, cred că putem. Și am găsit copiii direct la Kido, unde ne distrăm. Întrerupem acest program cu o informație total aleatorie, uitată prin calculator, pe care o voi prezenta de urgență, pentru că sunt convins că vă va plăcea chiar mai mult și decât înghețata. Urmăriți cu atenție până la final. Astăzi aș vrea să vă arăt o scurtă magie. Este ceva foarte simplu și vă voi și învăța cum se face. E important să înțelegeți perspectiva asta. Avem aici un borcanel cu un zar, după cum se poate vedea, și un capac. Asta ca să ne asigurăm că borcanul rămâne aici în interior. Însă atunci când spun minu, minu, minunat, privește ce se întâmplă. Minu, minu, minunat. Privește. Ia uite. Uite-te și tu. Vezi? Și mai pot face ceva. Pe lângă faptul că zarul s-a transformat în aceste zaruri mai mici, da, pot face încă un zar să apară. Ia fiți atenți. Ia uite. Ia uite. Vedeți? A apărut un zar nou. Și acum să vă explic exact cum am făcut, pentru că acest zar nu este un zar întreg, este un zar gol. Este de fapt o cutie în formă de zar, da?
în care pot ascunde celelalte zaruri, iar aici are un magnet. Capacul are și el un magnet. Asta înseamnă că atunci când zarul fals, da, atinge capacul, el dispare. Practic trebuie doar să fac atât și el rămâne ascuns în capac. Dacă aș fi avut zaruri mai mici ascunse în zarul fals, efectul, iluzia ar fi fost că zarul mare s-a transformat în zaruri mici. De fapt, zarul mare a rămas aici ascuns în capac, lipit cu magnetul de magnetul din capac și celelalte zaruri au rămas aici. Haideți să vă arăt încă o dată cum se face. O să pun din nou zarurile mici aici în zarul mare. Așa. Se pune cu grijă zarul aici ca să nu iasă. Pare că am un singur zar mare aici, un capac oarecare pe care îl pun frumos la cutie și atunci când zarul mare rămâne lipit de zarul de capacul de deasupra, veți vedea doar zarurile mici, se eliberează, da? Ia uitați. Tara! Simplu. Foarte simplu, dar foarte, foarte interesant, nu-i așa? Observați și alte noțiuni de perspectivă. Eu țin un pic borcanul înclinat cu capacul către ochii voștri, pentru că dacă aș face așa, ați putea vedea interiorul capacului care ascunde zarul, ceea ce n-ar fi bine. Așa că încerc să-l țin un pic înclinat către voi. O să vă rog să-mi scrieți pe YouTube, să-mi scrieți la comentarii, să-mi spuneți cum vi s-a părut magia asta. Vă subliniez că magia nu ține de trucuri. Magia este o emoție, magia este un zâmbet, o îmbrățișare, un pupic, da? Magia este entuziasmul cu care facem lucrurile. Magia este alegerea noastră de a ne bucura de lucrurile simple sau nu. Așa că vă invit să vă bucurați de orice truc, să vă dați voie să fiți încântați de lucrurile interesante, pentru că sunt interesante, și căutați să descoperiți ce puteți să faceți voi altceva cu magneții voștri. Gândiți-vă tot timpul cum aș putea să folosesc acești magneți astfel încât să devină interesanți sau utili. Eu sunt Verdini, fac parte din trupa Minunații. Sper că împreună rămânem cei mai buni prieteni, că împreună suntem minunații și vă aștept pe YouTube-ul nostru, pe Viața cu Verdini și pe Minunații lui Verdini. Să ne distrăm împreună în fiecare zi.